Salutare familie și bun venit în Grecia, în Halkidiki, pe brațul Sitonia. Suntem pe plaja Aretes Beach în momentul de față. Plajă cu nisip fin, intrare lină în apă, poți să vii cu copiii aici, ai un beach bar în partea aia, mai e unul acolo. Parcarea nu se plătește, poți să vii să-ți parchezi mașina aici, dar nu e umbră și nu ai niciun fel de umbră, aici trebuie să vii tu cu umbra ta. Sau, nu văd acolo, nici cei de acolo și nici cei din partea asta nu au umbrele de soare și să aruci tu umbra de acasă. Noi suntem de câteva zile aici în Grecia, ne-am hotărât să explorăm partea de vest a insulei ca să vedem și noi sunset-ul. Sunset, să zicem, nu? Sunset, da. Pentru cine a văzut, da, cu siguranță știți. M-am să vă rog să observați că cine învață, nu e bine nici să înveți prea multă carte, pentru că cine învață prea multă carte în vacanță lucrează, după cum se bine se observă, dar na. Lucrează de pe plajă, dar lucrează totuși. Așa că nici prea multă carte nu e bună, nici prea puțină carte nu e bună, trebuie să fie acolo exact cât trebuie. O să stăm aici câteva ore, vrem să mai mergem într-un port, n-am reținut cum se numește, l-am notat pe hartă, o să-l arătăm în vlog dacă mergem. Am înțeles că e mai un sătuc mai mic așa și un portulez mai mic, unde se găsesc, unde la restaurante găsești fructe de mare foarte bune. O să mergem puțin mai pe seară și acolo. Acum stăm mai să ne relaxăm, apa e, nu val, nu nimic, nu știu dacă mereu e așa aici sau în merinul e azi, dar și bătut vântul puțin mai devreme și totuși nu s-au mișcat valurile, chiar dacă a bătut vântul. Da. Deci eu cred că aici e potrivit să vii cu copii. Uite, sunt copii în apă aici, e intrare lină, e nisip să se joace, singura parte nașpa să-i spun așa e că nu. Că nu există umbră și că trebuie să vii cu ea de acasă, cum s-ar spune. Asamati Beach, însă în altă zi, filmat în plaja asta, pentru că după ce am filmat noi la plajă și voiam să vedem sunset și alea, ne-a luat stomacul rău de tot, pe mine cel puțin am fost la pat, nu știu, stai că n-am mâncat mașina. Am fost la pat 24 de ore, knockout tehnic, m-am stricat la stomac, Simina și ea la fel, ea și-a revenit mai repede, la mine a durat un pic mai mult, dar mi-am revenit acum, sau acum suntem într-o altă zi, am venit către sudul brațului Sitonia, Asamati Beach se numește plaja asta, n-am căutat nimic special, pur și simplu n-am uitat pe hartă undeva să fie în sud, am parcat aici mașina, nu se plătește parcare și o să mergem pe un boschet aici să vedem cum se prezintă plaja asta, e și un camping aici în apropiere, văd că sunt și niște umbrele, dar noi o să mergem să ne punem ca și pe prima plajă, să ne punem să ne facem umbra noastră, să vedem dacă avem unde, pare că e micuță plaja asta. Uite-ți locul cu umbrele aici. Și noi n-avem unde să ne punem treaba. Na. Aici este plaja campingului, cred. Uite-ți și niște umbrele aici. De-a lor e un beach bar. Și în rest lumea stă cu propria umbră adusă de acasă. Să ne căutăm și noi să ne punem prelata noastră pentru umbră. Nu știu cât costă șezlongurile, nu știu cum se întrebă. Uite, ne-am găsit un loc aici, pe lângă stânci, și o să ne instalăm jucăria. Și noi imediat. Bate vântul un pic cam tare, sper să ne auzi bine. Vreau să vă arăt unde am campat. Până la urmă, ne-am așezat aici prelata, păturicile. E o plajă simpatică. În spatele nostru e un camping foarte mare. Și plaja e, na, e aproape plină, în special cu oamenii care stau aici în camping. Dar vreau să vă arăt sirena pe care am construit-o. Și anume, ta-da-da-da! Sirena nu respiră, nu nimic. Bună ziua! Bună ziua! Ține camera între timp, ca să ne poată vântul. Bună ziua! E foarte aici. Stați așa că sirenul îmi dă
instrucțiuni. Tu bate în partea aici, cu ții mâna în partea aia, la altă. Așa, lasă mai jos capul. Gata, așa. Bună ziua. Bună ziua. Nu vă supărați. Nu vă e cald? Nu? E ok? Bine. Vreau să-mi spun pe această cale că transformându-mă în siren, am evitat să plătesc taxa de 3 euro pentru un șezlong acolo, la camping, pe lângă șezlongul pe lângă care am trecut. Și, da, 3 euro ia taxa? Transformându-mă în siren, de aia 3 euro beau bere, că sirenii au voie să bea bere. Atât am avut de spus. Mulțumim frumos, somn ușor. Și cam asta a fost. Apa e foarte drăguță și limpede. E un pic mai adâncă, dar sunt locuri mai în partea asta altă pe lângă mal, unde este mai mică la mal și pot intra și pișpantocii fără să fie stresați. Și aici lângă stâncile astea am văzut niște copii că săreau adineauri în apă, deci probabil că este suficient de adâncă să faci și niște sărituri așa mai light. Am văzut niște hidrobiciclete în partea aia, niște caiace pe care le poți închiria. Foarte multe supuri. Bine, astea au venit oamenii cu ele de acasă. Frumos! Mai stă un pic, ne odihnim și schimbăm plaja după aia. Porto cu Ofo, că am plecat de la plajă, am venit să mâncăm aici, e un port micuț și cochețel, pare foarte frumos, adică pare, chiar e foarte frumos, să vedem dacă găsim și ceva de mâncare, am vrea un platou cu fructe de mare, să vedem dacă găsim aici, sunt vreo două terase, două, trei terase una lângă alta, se arată foarte frumos portul ăsta, ne aduce aminte de portul Vasilichi din Nefkada. Foarte frumos, uite, sunt și, erau mai încolo și bărci de pescuit, uite și acolo una. Eu mi-aș fi dorit o excursie din asta de pescuit, să merg cu pescarii, cu oamenii ăștia de aici și să, nu știu, să merg cu ei, să prindem pește, ce prind ei, la plase sau la unță, la ce sunt ei. Mi-aș fi dorit așa ca și experiență, să văd cum e. Nu sunt eu mare pescar, dar ca și experiență mi-aș fi dorit ceva de genul ăsta. Hai să vedem, uite, ne uităm pe meniuri și vedem, ne hotărâm unde rămânem. Așa se numește restaurantul unde ne-a oprit terasa până la urmă. Și uite care sunt prețurile, un tzatziki e 5,80. Ce sunt mai? Tuna salad 6,50. Ce sunt mai are? De salat de octopus de caracatiță 16,50. Eu o să-mi iau o caracatiță prăjită. Cu servit, spune că e servit cu fava, am googlit și fava asta e un fel de fasole verde. O să vedem cât de bună este. Așa, ce să mai arăt? Lobsterul, homarul e... Nu te atingi. 110 euro. Da, și o să mai iau un tzatziki și o porție de cartofi prăjiți. Da. În caz că nu mă înțeleg cu, cu fasolea aia. Și o bere fără alcool. Nu văd în meniu, dar sper să aibă. Maria, tu ce spuneai că... Maria, ce ai dorit să mănânci? Nu știu. Trebuie să știi. Sunt prea multe chestii în meniu și când sunt prea multe chestii în meniu, e greu să-ți alegi ceva. Și eu. Am să mă iau după Michael și o să-mi iau și eu risotto cu fructe de mare. Oh my god! Bine, așteptăm să dăm comanda. Aici e și portul. Excelent. Prețurile sunt... Ca de port. Da, ca de... Am mâncat și mai... Am mâncat și mai scump, da. Mi-a venit da mai porția de cartofi prăjiți. Am și tzatziki aici, care e foarte mișto prezentarea. Uite, într-o... De asta am venit într-un castravete. Bineînțeles, ne-ai putea să arată grecească. Zic să avem poftă. Poftă mare. O inimă de 16 euro. Atât a costat caracatița asta, sunt două bucățele de caracatiță și eu ziceam că nu mă înțeleg cu fasolea, că eu am googlit și gava aia, lava, era fasole, dar eu m-am gândit că îmi aduce un castron de fasole. Da.
ce să zic? Bine că m-am luat cartofi prăjiți, uite, tiki. Că făceam foamea. Fă tu un urle, Silvina, să ne spui cum e, măcar să ne spui cum este. Pachet de bolonezi? Ia să vedem. Momentul adevărului. Miroase a muștar. Miroase a muștar. Hai, dă-ne spoiler, zi-ne cum e. E gustosă. Da. E fasolea asta. Gustoasă sau... E ok. Deci nu e me, nici wow, e... E ok. E ok. Bun. Da. Bine că m-am luat cartofi aici. Cu riscul de a mă repeta. Da. Și risotto seafood la Simina aici, în față. Arată... Arată cool. Prezentarea este foarte frumoasă și aici ce e? Pastă cu... Fructe de mare. Fructe de mare. Simina, dă-ne verdictul, te rog. Yes, thank you. Zic să ne dai verdictul la risotto ăla. Mai ai adus, dragi, mai ai. E foarte bun. Nu, e foarte bun. Foarte bun. Da, e foarte bun. Ah, și ce bine că nu l-au sărat tare. E și parmezanul destul de sărat și dacă mai pui și multă sare, nu mai poți să-l mănânci. Cât, cât? Oh, mult, mult! ne-am ridicat de la masă, am plătit 90 de euro mâncarea pentru 3 persoane. Na. Da, e Grecia, mai scumpicică. E în port, e, asta e. Gata pe azi, mergem mai departe. Mergem acasă, v-am zis. Mergem acasă, o să închidem vlogul aici. Însă nu pleca. Dacă nu te-ai abonat, trebuie să o faci pentru că e gratis și e mișto. Și nu pleca pentru că vom mai avea vlogul de aici din Grecia. Avem deja unele filmate, o să lăsăm link-ul cu playlist-ul vlogului pe care l-am filmat în perioada asta aici în Grecia, ca să le vezi și tu. Vino și pe Facebook, vino și pe Instagram. Fabrica de amintiri ne găsești și acolo, ca de fiecare dată. Până data viitoare. Salutare. Te-ai abonat? S-a abonat. Salutare! Bye.